ceva, un nucleu solid este în partidul ăsta și el se vede că acum am avut două alegeri practic la nivel național, au fost europarlamentarele cu listă la nivel național și prezidențiale tot cu listă la nivel național. Și s-a putut vedea și unde e progres, și unde e regres, și unde e staționare. Eu vă spun, sunt organizații cu rezultate mai bune decât Clujul, dar nu pot să nu vă spun că Lungu a făcut la Cluj o minune. A luat organizația la 1,2 și a dus-o la peste 7. Bravo, domnul senator! Asta e o probă. O probă pentru cine vrea să facă politică și se și dedică acestui lucru. Faptul că a reușit la Cluj, unde nu poți să iei procente decât cu aprobatul lui Boc, să-i smurgă 7%, este extraordinar. Și a făcut o 8%, scuze. 8,7%. 8,7. Ia uite, aproape bate Bucureștiul. Deci, rezultatul este impresionant. Pe mine m-a impresionat și asta nu mai e o poveste, că până la alegeri toți spunem povești, dar asta e cu numărul de voturi băgate în urnă. E cea mai precisă măsurătoare a progresului. Altfel, suntem la al patrulea rând de alegeri în care trecem pragul. Și zic eu că a venit momentul să ne mișcăm mai sus de prag. Vin alegerile locale. Aici nu veți avea alt drum decât al alianțelor. Pentru că dacă nu se modifică legea alegerilor locale, ar însemna să lăsăm administrațiile locale în continuare în mâna PSD-ului. Și atunci, ceea ce s-ar face în turul 2, în mod normal, dacă s-ar desfășura în două tururi și știți foarte bine că alianțele se fac între turul 1 și 2, deci ceea ce s-ar face, s-ar fi făcut într-o astfel de situație, trebuie să faceți înainte de turul 1. Și eu vă recomand toți să vă deschideți organizațiile locale către alianțe, cu liberalii și cu USR-ul. N-aș vrea să aud de alt tip de alianțe. Și v-ați și compromite dacă ați face alt tip de alianțe, dar aici deschideți ușa negocierilor pentru turul 1. Personal, nu am convingerea că guvernul Orban va emite ordonanța de urgență pentru intrare în două tururi, pentru că și ei au primari de mari unități administrative care au interesele lor. Și vor păți și ei cum am pățit eu cu guvernul Boc. Când am vrut să fac Bucureștiul metropolitan, incluzând Ilfovu, dar au fost doi primari. Unul la 3 se numea Negoiță și unul la 6 se numea Potăraș, care l-au convins pe Boc să nu meargă pe asumarea răspunderii sau să bage legea Bucureștiului metropolitan în Parlament. Și vedem Bucureștiul cum e acum și cu evoluția tot mai rea, pentru că influența primarilor este mare, a fost mare și în PDL, este mare și acum în PNL. De aceea am semne de întrebare dacă vor emite sau nu ordonanța de urgență de modificare alegerilor locale și de aceea comandamentul 0. Deschideți ușa negocierilor. Sigur, unde avem om valoros, încercăm să-l promovăm ca fiind candidatul alianței, unde au liberalii și USR-ul oameni valoroși, ne punem organizațiile la dispoziție pentru a lua cât mai mult din administrația locală din mâinile PSD-ului. Va trebui să fiți foarte deschiși la această abordare.
altfel, situația de acum nu e o situație roză, dar nu era o situație necunoscută. Pe mine mă șochează aproape, să-i văd cu ingenuitate venind la televizor spunând ce gaură avem sau o să avem la pensii. Oricine ia expunerea de motive de la legea pensiilor, pe care cu onor și opoziția a votat-o, nu știu dacă noi am votat-o, și eu, noi n-am dacă votat legea, da? Dar opoziția a votat-o și în expunerea de motive acolo scrie. În anul 2019 deficit 8 miliarde, în anul 2020 deficit 24 de miliarde, în 2021 53 de miliarde și în 2022 81 de miliarde. Separate pentru fiecare an. Dacă le adunați, ies 136 de miliarde de euro, dragi. Deci când s-a votat legea pensiilor, a trecut prin Parlament cu expunerea de motive pusă pe masă. Au avut-o toți. Așa că, de ce om plânge de surprize? Deci, rugămintea mea la dumneavoastră este să ne menținem linia de partid care își bazează afirmațiile pe realități.